Au mai rămas mai puțin de 3 săptămâni până la debutul noului sezon de Liga a 5-a pe 19 august. Se va porni la drum în noua ediție de campionat. Astfel, la începutul acestei săptămâni, la sediul Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița, a avut loc tragerea la sorți a jocurilor din stagiunea 2018-2019 prin metoda Berger. Seria VES propune iubitorilor sportului rege chiar din debut două jocuri interesante, considerate a fi adevărate derbiuri. Mai întâi la Răscăieți, acolo unde Petrolul din localitate primește vizita formației Olimpia Morteni, într-un joc în care gazdele par a porni cu prima șansă. Însă, oaspeții au arătat în sezonul trecut că formează o echipă redutabilă. Cea de-a doua partidă, care prezintă interes încă de pe acum, se va disputa la Jugureni. Ocupanta locului secund în campionatul trecut întâlnește formația Dinamo Odaia Turcului, una dintre formațiile puternice ale seriei Vest. Programul complet al jocurilor din cadrul primei etape a campionatului județean de fotbal Liga a 5-a seria Vest Dâmbovița este următorul. Petrolul Răscăieți Olimpia Morteni, Spicul Jugureni Dinamo Odaia Turcului, Flacăra Zăvoiu Viitorul Străoști, PCM Ungureni Unirea Cobia, Viitorul Tomșani ASE Corbi Mari, Viitorul Găiești Sportul Mogoșani, Flacăra Valea Mare Voința Ionești, Olimpia Picior de Munte Viitorul Odobești, Viitorul Burduca Urban Titu.